am revenit și îl invităm în platou pe cel care este un ambasador al Republicii Moldova în afara țării, cel care s-a clasat și în acest an în topul celor mai buni DJ din lume. O plăcere să-l avem aici pe Andrei Rața din Călăraș, sau mai bine zis, DJ Rael! Andrei, noroc! Salut! Bine ai venit! Eu mă bucur din nou să te reîntâlnesc de data asta în platoul Vorbe Bune. Ia loc! Da, a, așa. Eu, de fiecare dată când te văd, îți zic, un băiat care este atât de cunoscut în lume, care are atât de mare succes și mulțumesc, atât de simțit. Tu, ei, deloc nu ai, tu deloc nu ai alură de vedetă. Eu cred că asta de la început mi-am pus așa o, o regulă pentru mine personală, ca să nu mă abad de la realitate și de asta prefer să fiu așa cum am fost și mă simt mai confortabil în felul în care sunt. Și sper că la alții le plac. Acum ești acasă. Da, acum cum sunt de? Acasă pentru câteva zile. Am o mică pauză între turnee și este a treia zi când sunt acasă. Mai am încă vreo două zile și deja vinerea plec. Ai venit de unde și pleci unde? Am venit acum, am avut două evenimente în Europa, în Polonia și Slovacia. Înainte de asta am fost în America și acum din nou iară plec în America din Nord, adică Canada și Statele Unite. Tu trăiești viața în avioane. Da, practic da. Zbor foarte mult. Cred că zbor mai mult decât o stewardesă. O stewardesă, da. Sărbătorile, unde te întâmpină? Cel puțin anul acesta și în celelalți ani, unde ai lucrat de revelion? Păi, practic de fiecare dată, în fiecare an, sărbătorile le întâlnesc undeva. Doar cine știe unde? Doar nu acasă, deoarece sunt sărbători și toată lumea vrea veselie, toată lumea vine la astfel de evenimente și de obicei se organizează foarte multe evenimente anume de sărbători, de chiar de Crăciun, chiar de Anul Nou și ultimii 5 ani nu am sărbătorit nici Anul Nou, nici Crăciunul acasă. De obicei revin peste câteva zile după Anul Nou. Așa se întâmplă. Mulți nu cred că DJ este cel care adună mai multe melodii și pune un efect, da, de bzz la mijloc. De fapt, din DJ... păcate, în ziua de azi nu e doar asta. În ziua de azi deja toți DJ-i sunt și compozitori și producători, adică de fapt sunt și DJ-i curați care puri, care nu fac muzică, dar ei nu devin renumiți, fiindcă nimeni deja nu vrea să vadă un artist care mixează pur și simplu niște piese străine. Adică eu îmi creez piesele proprii, le lansez, după care evenimentul este doar un mod prin care eu arăt ceea ce am creat, adică îmi reprezint muzica pentru public. Și este foarte dificil pentru muzica ta să faci videoclipuri, așa? Da, într-un mod anumit este greu să faci videoclipuri, fiindcă de obicei producătorii de clipuri sunt obișnuiți cu un alt tip de muzică. Mesaje, și, dragoste, da, dramă. Da. E mai greu să introduci tot felul de cinematografie și mesaje în astfel de muzică. Așa, la fel cum transmite și videoclipul pe care ni l-ai adus să-l vedem. Da. Este un videoclip filmat în Olanda. Nu scump acolo, te-ai dus unde e mai scump. Nu e vorba în scump sau ieftin, e vorba de un produs de calitate, dar acest videoclip a fost aranjat de către label Armada Music, care se află în Olanda și au găsit și producătorul de imagine. De imagine și de aia am mers încolo ca să filmăm și este un centru mai ușor de ajuns și pentru mine din Moldova și pentru Emma, care vine chiar din Australia. Așa. Da, am simțit și eu așa o influență engleză foarte mare. Vorbești mai mult în engleză decât în română. Nu, cred că nu. Vorbesc destul de mult română. Chiar când plec și peste hotare am deja prieteni și români și moldoveni și ruși și englezi, practic de toate națiunile, dar vorbesc, nu cred că vorbesc chiar mai multă engleză. Vorbesc destul de multă engleză, dar nu mai multă carona. Crezi în magie? Tu crezi că ai o viață magică? Cu siguranță, da. Adică când eram la începutul carierei mele, când am început eu și când eram la Călăraș, în cămeruța mea mică cu un calculator simplu și încercam să creez ceva, nici nu m-am gândit că o să ajung așa de departe și
o să realizez atâtea chestii, o să văd atâtea locuri pe care am lăsat. Și să ai atâtea mii de oameni care să danseze și după ce le dictezi tu. Cât, care a fost maximum de oameni pe care tu i-ai ținut pe aceeași vibrație cu tine? Cred că cea mai mare mulțime a fost de 50.000 de oameni. 50.000 de oameni. Iată, acest om, pentru acest om, 50.000 de oameni au venit, au plătit bilet să asculte și să danseze pe muzica pe care o face un moldovean. Da, ca să nu ducem oamenii în eroare. Au mai fost și alții. Au mai fost și alții în line-up, adică maximum la care maximum de oameni pe care i-am adunat eu solo într-un concert de al meu solo au fost peste 6.000 de oameni. Adică care au cumpărat un bilet special doar pentru mine. Da, uitați-vă cât de cinstit și de corect este un om care nu încearcă să-și pună pe el hainele pe care poate nu-i se cuvin. Da, adică asta e realitatea. Da, e frumos. Noi revenim în scurt timp să mai povestim despre magia pe care o trăiește Andrei.